Bună ziua tuturor, sunt Cristina Rad și vă invit să explorăm conexiunea dintre minte, trup, spirit și suflet pentru o conștientizare și aprofundare a procesului de cunoaștere de sine, în vederea atingerii armoniei dintre ele. Invitatul meu de astăzi este scriitor, fotograf și speaker motivațional. Bine ai revenit, Bernard Möstl, în proiectul In Concordia. Bine te-am regăsit! Bernard, astăzi convenit să discutăm despre schimbări. Cum să le gestionăm, cum să le menținem, cum să le punem în practică, să discutăm un pic de ce ne este frică de schimbări și cât durează o schimbare. În primul rând e important, exact ce ai zis tu, în primul rând este important să ne gândim cât durează o schimbare. Pentru că mulți oameni îmi zic, păi durează, nu știu până când schimb ceva, dar cât durează o schimbare? Durează exact secunda în care e decizie să faci ceva altfel de acum. Durează mai mult până când te obișnuiești și până când e la fel cum a fost. Dar o schimbare poți face în orice secundă. Nu durează. Adică să zicem, fumez, cât durează să nu mai fumez? O secundă, zici, de acum nu mai fumez. Gata, asta a fost. Până când te simți bine, ne fumăm. E altceva, e total altceva. Dar asta e foarte important să înțelegem că o schimbare nu e nimic ceea ce durează nu știu cât. O schimbare putem face în fiecare secundă, în fiecare clipă. După aceea trebuie să ne gândim că fiecare schimbare este o provocare pentru că este ceva neobișnuit. Adică 30 de ani ai mers pe același drum la muncă. Da? Și la un moment dat strada asta nu mai există. Este o stradă confundată sau cum se cheamă, să zicem, sau blocată, nu durează. Trebuie să mergi altfel. La început e greu, adică nu știi unde trebuie să virezi, nu știu ce. Dar asta rămâne greu. Sau la un moment dat, după 5 săptămâni, 2 luni, e la fel. Zici, păi, exact cum a fost cu strada vechea, este acum cu drumul nou. Adică ține foarte mult de curaj așa un pic și să ne dăm seama că nu... Cred că nouă ne este... Nouă, în fine, da, să zicem, nouă ne este teamă de schimbare, dar cuvântul nu schimbare în sine, ci necunoscutul. Ieșim din zona noastră de confort în care nouă ne este foarte bine pentru că cunoaștem ceea ce este în zona noastră de confort și când vrem să facem acea schimbare, este de fapt necunoscutul care ne așteaptă. Și bănesc că noi la asta, de asta ne este teamă. Nu, pentru că o schimbare nu este neapărat ceva necunoscut. Adică, zicem, rămânem la fumat. Da, bine. Nu, asta e important. Important în sensul, adică întrebarea ta a fost foarte importantă. Tu a zis că asta e un pretext să zici că e vorba de necunoscut. Nu, știi ce se întâmplă. Da? Dacă de mâine nu mai fumez, adică nu mai fumez. Asta e ceva ce îl pot imagina. Nu, important este că putem și avem voie să avem încredere în faptul că ne vom obișnui cu orice. Adică tot ceea ce este obișnuit acum n-a fost obișnuit mereu. A fost un timp, și la asta trebuie să ne gândim, a fost un timp în care și asta, ceea ce este obișnuit acum, a fost ceva total nou, ceva foarte provocator. Nu știu, cum facem așa, da? Adică gândește-te când ai vorbit în limba franceză prima dată. Te-ai mutat acolo în Franța, te-ai chinuit să vorbești în franceză. Așa a fost. Da. Dacă mâine decizi că te muți în nu știu ce țară, în China, în Coreea, nu contează, e la fel și nu te muți acolo pentru că te gândești, dar până când învăț limba, dacă învăț limba. Și atunci trebuie să te gândești. Exact asta te-ai gândit acum 18 ani și uite unde ai ajuns. Ești fluent în limba franceză. Și e vorba de o încredere pe care putem să o avem. Și este foarte important să ne gândim la asta, că nimic, tot este greu la început și după aceea devine ușor. Fiecare schimbă. Da, categoric. Spune-mi, ești de acord cu teoria asta în care spunem că pentru ca un lucru să devină un obicei trebuie să-l facem timp de 21 de zile consecutiv? Da, asta este, pentru că asta are o legătură pur și simplu cu sinapse. Asta are o legătură, trebuie să înțelegem cum funcționează creierul nostru. Creierul nostru este ca un computer, într-un fel, și există niște lucruri pe care le facem fără să ne gândim. Adică dacă te întreb cât este, nu știu, 2 ori 2,
sau 2 ori 2, zici 4, fără să te gândești. Dacă te întreb cât este 2435 ori 4300, trebuie să calculezi, pentru că nu ai scurtătura asta. Da? Și asta durează, la fel, adică după 20 de zile de mers un drum nou, drumul este un drum cunoscut. Da, da. Exact așa funcționează, adică creierul produce o scurtătură și nu mai te gândești dacă faci așa. Sau să ne gândim la ceva foarte mic, o schimbare în bucătărie, când nu mai sunt pe dreapta, dar sunt pe stânga. Da, la început mereu, dar la un moment dat... Da, automatismele care merg tot... Dar și asta, la început te gândești, păi, să nu reconfigurezi, să pun cărnile iarăși acolo, pentru că mereu creșesc, nu știu ce. Zicem, după 20 de zile, nu te mai gândești. Asta este adevărat. Sunt automatismele pe care le avem și pe care le modificăm, dar se pare că este foarte benefic pentru creier să schimbăm din când în când, să nu mai mergem pe același drum, să mergem pe altă parte sau să, și bineînțeles, bine, nu mai vorbesc de citit, la cât de important este, dar și asta trebuie să devină un obicei. Am observat foarte mult că tot spunem nu avem timp, e tot un obicei. Totul este, de fapt, tot ce vrem să facem nou este un obicei. Și noi, dacă noi îl conștientizăm ca fiind acea schimbare, va fi un nou obicei pe care putem să-l punem în practică, la fel, este exact cum spuneam, această repetiție pe care ne... Dar e foarte, francezii o vorbă, naturalul revine în galop. Știi? Suntem atrași foarte mult de automatismul ăsta și de a rămâne cumva în zona noastră de confort. Trebuie o anumită perseverență ca să mergem către schimbare. Da, dar și asta cu zona de confort, într-un final, este un obicei. Da, da. Loc nu mă simt bine, mă plictisesc foarte repede. Când fac ceva și știu cum să fac, nu mă mai interesează, pur și simplu. Adică și asta este un obicei. Da. Și vreau să rup ceva la ceea ce ai zis tu, că e foarte interesant. Nu-mi vine cuvântul, dar există un animal mare, da? Adică un fel de, nu este un pește, care la un moment dat se staționează acum, adică se locuiește, adică își găsește un loc, da? Și acolo rămâne. Și în momentul în care, și asta nu e o poveste, asta e adevărat, în momentul în care și-a găsit locul, își mănâncă creierul. Că nu mai are nevoie. Da, avem creier, de creier, avem doar nevoie să ne mișcăm. Da. Altfel, restul funcționează fără creier. Adică stomac și digestie funcționează tot fără creier. Inima nici măcar nu este conectat cu creier. Da? Adică creierul doar îți trebuie să te miști, să faci ceva, altfel. Da? În momentul în care nu te mai miști, nu mai ai nevoie de creier. Și bineînțeles că degenerează creierul și după ce oamenii se miră. Dar asta... ne plafonăm făcând aceleași lucruri. Era un autor care spunea un lucru foarte interesant. El spunea că deja faptul că de ce nu mi-avea frică către acel lucru se îndrepta, dar și mai mult de atât spunea că dacă el nu a făcut nicio eroare apropo de faptul să faci mereu același job, același lucru. El spunea că dacă timp de 3 ani parcă nu face nicio eroare în acel loc, în acel job, nu a învățat nimic. Și acum rămâne conștientizarea asta de care trebuie să dăm dovadă în momentul în care vedem că n-am făcut nicio greșeală, adică facem același lucru pe care îl știm. Să avem puterea să zicem gata, fac altceva, schimb, ies de aici. Dar forța asta a obișnuinței este foarte puternică în noi. Ai vreo metodă care să... Da, dacă o las, crește și devine puternică. Există și altceva foarte important, ceea ce mulți nu se gândesc. Chiar dacă noi, exact ceea ce am zis când a fost vorba de decizii, chiar dacă tu nu schimbi nimic, asta nu înseamnă că lumea nu se schimbă. Și dar asta nu funcționează brusc. Normal nu funcționează brusc. Și asta e problema. Și la un moment dat te trezești într-o lume schimbată. Da? Asta este și o greșeală a creierului nostru, care nu simte imediat. Adică trebuie să fie o anumită cantitate de schimbare, să zicem, ca și muzica. Dacă o pun
puțin, puțin, puțin mai tare. Nu, da, nu, da, ne obișnuim încet. Dar la un moment dat te gândești, oh, ce tare e muzică! Da? Și atunci te trezești într-o situație, într-o lume total schimbată, dar total nepregătită. Pentru că până atunci e ca un om care 30 de ani a mers la un loc de muncă, da? Și n-a văzut că firma s-a schimbat și a aplicat ceilalți, nu știu ce. Și la un moment dat, el este, cum zic, mijlocul problemei și se trezește cu o situație schimbată, dar nu are cum să o gestioneze. Și de aceea este foarte important să suntem noi cei care schimbăm. Eu mereu oricum zic așa, adică o schimbare sau o faci, sau o gestionezi, sau o creezi, sau trebuie să o suporți. Altceva nu există. Da, numai când vine vorba de suportat, am impresia așa că din momentul în care rămâi în același obicei, realizezi că ești, că a devenit, să zicem, un obicei, hai să nu zic neapărat prost, dar pe care ar trebui să-l schimbi, dar poate că nu știi cu ce sau nu știi cum sau simți că trebuie, dar nu îl faci. Știi cum spune Einstein, știi că să faci același lucru așteptându-te la rezultate diferite. Este aceeași poveste, știi, în momentul în care realizezi că făcând aceleași lucruri nu poți să ai un rezultat diferit, am impresia că intrăm așa, intră oameni într-un cerc vicios în care zic, a, păi eu fac tot timpul asta, îmi doresc asta, dar nu o obțin. Și atunci scade stima de sine, scade bucuria de a trăi, de a face acel lucru, de a face, și intră așa într-o spirală, sau într-un cerc vicios, dacă vrei, din care cred că cu cât rămâi mai mult în el, cu atât este mai greu, mai complexă ieșirea. Nu cred, ci cred că asta e destul de periculos să ne gândim așa. Chiar dacă am stat în pat o săptămână și nu m-am trezit niciodată, după o săptămână, în fiecare zi, asta e important, adică știi ce zici. Da, bine, asta nu, mă refer, uite, și la relații. Mă refer. Da, nu neapărat, da. Poate să fie o relație la job. Poate să fie profesională, mă refer. Poate da. Să fie și o relație de cuplu. La fel, puterea asta obișnuinței mi se pare foarte mare, foarte mare, o forță fantastică. Am întâlnit oameni... Da, dar eu cred că nu simțim nicio nevoie să schimbăm ceva. Asta, cred că asta e problema. De rădăcina. Nu, are doar o legătură cu... Are o legătură, bineînțeles, cu obișnuința, dar este și forța faptului că oricum funcționează, oricum, într-un fel, funcționează. Și noi vedem că puterea de care avem nevoie să schimbăm ceva este mult mai mare decât puterea de care avem nevoie să suportăm cum este. Sper. Cred că asta este. Nu, cred că asta este. Adică, da, este un horror la muncă, da? Este un horror și în fiecare zi mă trezesc dimineața cu durerea de cap. Dar să scriu, să CV, să trimi, după aceea, așa, asta e. Adică omul, și așa merge, funcționează și creierul nostru, care mereu încearcă să economizească energie. Și de aceea facem un calcul, da? Este mai epuisant, mai obositor. Să suport, asta mai am 20 de ani, mai 20 de ani și după aceea intru în pensie. Nu? Sau să-mi caut un alt job și ce dacă nu găsesc un alt job, nu știu ce. Adică, înțelegi? Cred că asta este. Energia este, eu cred că energia este mult mai mare, consumul de energie este mult mai mare dacă rămâi să suporți. Și asta pot să-ți dau un exemplu. O prietenă care avea un job destul de bun a rămas până când nu a mai putut psihic și a plecat direct cu proces și așa mai departe. Pe când toată lumea îi spunea de la început, nu are rost, nu mai sta, du-te, caută-ți altceva. Deci procesul ăsta, deci până n-a atins limita maximă, nu a conștientizat și nu a acceptat faptul că trebuie să schimbe. Și a fost la limită. Da, da. Dar există încă un obstacol. Ceea ce avem cu siguranță ne pare mult mai valoros da. Decât ceea ce am putea avea.
Adică un job rău ai. Un job mai bun ai putea să ai. Da. Dar jobul rău îl ai. Și asta e ceva. Adică tot, în opinia mea, tot începe cu încredere. Încredere în tine. Dacă tu zici merit sau nu. Adică merit o schimbare sau nu o merit. Hmm. Asta e cel mai important. Dacă tu zici, tu am un job rău, dar trebuie să fie recunoscător sau da, că îl am, aș putea să rămân fără, da, știu. Dar pe de altă parte, ai putea rămâne și cu un job mult mai bun. Da. Da, dar este, oamenii... Este un risc clar pe care, sau poate că îl vedem noi ca un fel de risc, dar cum spui tu, da, ai dreptate, dacă avem încredere în noi și încredere că acum fiecare în cine crede, în ce divinitate, în fine, și avem încredere și în universul ăsta, că lucrurile se așează într-un fel sau altul și încredere în noi că putem să găsim ceva mai bun, în care să fim mult mai fericiți, să zic, și liniștiți, atunci putem să facem pasul, dar am impresia că este întotdeauna, cum ai spus tu, nu știi dacă o să ai un alt job, nu știi dacă speculațiile astea așa care apar, care sub nicio formă nu sunt pozitive și nu te ajută, nu sunt constructive, știi? Și atunci, faci cumva și iarăși rămâi... Permitem să luăm și la asta ceva, da? Adică nu cred, eu personal nu cred că universul trebuie să așezeze orice, da? Când tu mergi la Carrefour să cumperi pâine, adică mergi acolo cu așteptarea să cumperi pâine, nu? Adică nu trebuie universul. Și la fel un job, adică nu este o loterie și între un milion de oameni unul primește un job, că nu se știe înainte. Adică poate să fie omul cel mai nepotrivit, dar dacă loteria a decis așa, să Dumnezeu să habar n-am cine, el primește jobul. Adică există... Da, înțeleg ce spui. Înțeleg ce spui. Important, știi? Și pentru schimbarea asta există niște condiții pe care ne putem umpli, sau cum se cheamă, adică fulfill în engleză. Să le împlinim? Da, adică să avem, adică dacă condiția este să am nu știu ce studii, pot să mă duc la universitate și să studiez asta. Da? Asta cred, adică asta cu universul, da, sunt de acord cu tine, nu te contrazic, dar nu cred că... Nu, ai tot dreptul, putem să credem în lucruri diferite. Am încredere în mine, am încredere, eu pentru mine sunt și niște forțe care lucrează, nu numai eu cu ele, care mă susțin, cu asta ai dreptate. Dar și poți face ceva, adică dacă, să zicem, vreau un job, da? Și condiția este că știu limba franceză. Și eu nu știu limba franceză. E clar că nu jobul, e clar. Dacă vorba de limba franceză și stau pe, cum zicem în limba germană, scuze, pe fundul meu și învăț limba franceză cât de bine posibil și mă duc acolo și toată îmi zic, wow, ce bine știi tu limba franceză, atunci e foarte probabil că eu primesc jobul. Da. Primesc jobul. Categoric, știi, noi avem în românește un proverb care spune Dumnezeu îți dă, dar nu ți bagă în traistă, ceva de genul ăsta. Adică el poate să ne creeze niște oportunități, dar dacă noi, cum ai zis tu, poate că mi-a creat oportunitatea să mă duc la un, să postulez pentru un job în care se vorbește limba franceză, dar dacă eu nu am pus mâna să învăț înainte sau... Deci cazuri de genul ăsta sunt, dar tot de noi ține aici, într-adevăr. Da, și după aceea vine norocul. Cred că asta e diferența între abordarea mea și între abordarea multora. Da? Eu nu zic noroc și după aceea eu. Nu. Eu zic, eu trebuie să fiu pregătit 100% și după aceea, bine, chiar trebuie și un noroc. Da. Dar orice fac, adică dacă vreau să devin campion în ski, nu contează. Adică trebuie să schiez cât de bine posibil. Mereu se poate întâmpla ceva, da? Bate vântul, apar n-am, da? Și oponentul n-are problema asta. Dar, în principiu, zic eu că 99% depinde de mine. Categorii. Trebuie să mă pregătesc și pentru orice schimbare. Da. Trebuie să o vreau și să decid și să merg mai departe. Și nu mereu mă gândesc, dar de ce? Și poate că mă întorc. Atunci nu. Da, nu funcționează, categoric. Sau oameni care se duc într-o țară diferită, într-o țară nouă, și se gândesc, păi, să învăț limba, adică nu știu dacă stau și nu știu dacă cât stau. Și ce se întâmplă? Adică nu au prieteni acolo, bineînțeles, că nu pot vorbi cu nimeni, da?
Și după aceea omul zice, da, nu a fost o decizie bună, am știut asta, m-am întors. Și exact asta este cu orice schimbare. Da, da, categoric, categoric. Trebuie să vedem ce vrem cu adevărat. Și mai era cineva spunea, știi, că dacă dorești ceva cu adevărat, creezi oportunități, da? Dacă nu, găsești scuze, că na, nu e, dacă nu fac, dacă nu trec, dacă nu iese, dacă nu știu. Vrei ceva cu adevărat și vrei să încerci ceva, go for it. Îți dai toate mijloacele, exact, da. Fă și o să vezi rezultatul. Exact. Da. Bernard, îți mulțumesc frumos pentru intervenția de astăzi. Și te aștept în episodul următor în care vom vorbi despre controlul emoțiilor. Îți urez o zi frumoasă și îți spun pe curând. Și ție, pe curând, Cristina. Mulțumesc, Bernard.